Vă dezbraca, vă dezbracă de dragostea care aveți între dumneavoastră. Și a vă ierta mai des și a zice câte o rugăciune ca Duhul Sfânt să-i zvonească acele duhuri ca să știți că toți diavolii din iad au ieșit pe fața pământului. Unii, doi, trei creștini dă navală și atâta îi vrăjește vrășmașul pe creștini că uite ceva, pentru că suntem creștini foarte slabi, nu mai suntem creștini cum eram cândva, suntem neputincioși și noi numai atâta putem să ne descurcăm, dacă avem smerenie și cât pot, așa am văzut cum am învățat un părinte, când mai duce la o biserică, să pui în minte că tot sunt mai buni în biserică și el. Și eu să zic să-mi gând câte o rugăciune așa mică, Doamne, primește-mă și pe mine în pocăință. Și ai vedea pe tăți mai bun și a zis o rugăciune în timp și a ascultat Sfânta Liturghie, acolo și-a plecat cu liniște și Duhul Sfânt nu mă va lăsa în părăsări. Iar dacă mă duc în biserică și încep a cântări și mă uit în jos la cel lanț, potica în cap, dar nu cu capul, cu mintea, potica și Duhul Sfânt, mă las în părăsări și atunci vin acasă. Dar atâta vă spun, cât putem a nu ne lăsa de rugăciune și am păstrat credința sănătoasă, așa. Și când mai pune la rugăciune, să n-am nică cu nimeni, dacă are altul, treaba lui, să n-am eu, așa. Și cât pot, a nu plăti rău pentru rău. Și când mai pune la rugăciune, să mă rog pentru toți care mi-a spus să-i pomnesc la rugăciune. Și bunul Dumnezeu nu ne va lăsa în părăsări. Dar atâta vă spun. Fericesc foarte mult pe creștinii care spun că au duhovnic. Și dacă au duhovnic, cred la bunul Dumnezeu că vor capăta mântuire, că prin acest duhovnic, adică se poate să ne putem mărturisi ca oameni, greșim și prin mărturisire ne ușurăm și bunul Dumnezeu nu ne va lăsa dacă avem smerenie. Și de atâta vă spun că s-a cele zile de pe urmă, anii durerilor s-au început. Îi mare nenorosirea, mă, cine s-a trezut? N-are ceva decât să plângă, dar să nu plângă și aici. Și mă așteaptă dincolo, nu aici. Aici trece, bine, cu reale, să trece viața, fără să vrem, ne trezăm la capul drumului. Ca ieri îmi spune cineva, măi băiatu, ce faci? N-a trecut mult timp, moșle și mai faci. Dar eu știu, mă cred, nici n-am avut când crește. Dar nu vezi cât două palme jumate. Nu sunt mai mult. Uite asta. Și am, telegrama, prima am primit-o. Mai am o telegramă. Și gata, a scapat de mine. Dar atâta vă spun, are mare sănătate, cum e? Viața noastră este așa. Pe unii îi așteaptă bucuria la capătul drumului și alții mâhnirea, scârba. Și noi, ca să spun, a venit cineva cu copii să-i binecuvintez. Și era o copilă mică, de vreo 5 ani, plângeam. Și a venit și măsa și mai multe credincioase aici. Plângeam. Și mamă, unii-s frații mei, unii-s surorile mele. Altă ființă aici, de pace.
Taie-mă, răi, dar am tază și tău, plângea copchila. Taie-mă, răi, că uite ceva, mă, tai l-a zvârlit afară, nu-i mai. Și, ca să spun așa, e cel mai mare durere pentru aceste persoane care au avorturi. Dar nu trebuie să descurajeze, trebuie pocăință și părere de rău și a nu adune cu gândul altă parte. A ne ruga la Dumnezeu prin pocăință, prin smerenie, prin mărturisire. Bunul Dumnezeu nu ne va lăsa, dar trebuie multă smerenie. Eu am o sarmă la Dumnezeu, spui de mine, că dacă mă rog cu smerenie, grăbește putere sfântă. Și dacă nu mă smeresc, n-am smerenie de ajuns, ispitele dau navară. Și uite așa, și toți care se vor smeri, și-am observat așa. Orice se întâmplă cu mine, să nu zic din cauza putării. Trebuie zic așa, pentru păcatele mele. Și dacă zic pentru păcatele mele, și mă smeresc, și mă rog cu toată inima, unul Dumnezeu va rândui să facă vreme bună. Asta-i. Ce să facem?